Bine, da, sunt încercări legate de faptul că este un format nou pentru noi. Dar bine, bună ziua tuturor! Organizăm această videoconferință într-un format nou pentru noi, într-un context dificil pe care o cunoaștem cu toții. Situația epidemiologică din țară, în contextul crizei COVID, are implicații economice și sociale pronunțate și cu magnitudine destul de mare și, de fapt, incerte. În acest context, Expert Group, cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova, organizează această conferință virtuală pentru a facilita un schimb de opinii într-un format destul de larg și destul de complex, dar este prinzător, de fapt, pentru a include actori relevanți în această discuție. Deci, să discutăm opțiunile de politici pe care le implementează guvernul și pe care ar putea pe viitor să implementeze pentru a combate efectele acestei crize economice și sociale. Criză care, de fapt, urmează să se propage în mai multe etape, cu ramificații destul de pronunțate și, practic, fiecare din aceste etape necesită anumite acțiuni de politici destul de ferme din partea statului. Este o criză diferită de alte crize economice și sociale, deoarece nu este indusă de așa numitul ciclu economic, de alți factori clasici de ordin economic, ci este o criză indusă de un șoc extern, care, de fapt, solicită un angajament plenar din partea factorilor politici pentru a susține economia să facă față acestei provocări. Expert Group, sau zilele trecute, a lansat un document de politici cu viziunea noastră cum combatem efectele acestei crize. Evident, nu pretindem să venim cu un plan de acțiuni exhaustiv în acest sens. Prin urmare, ne-am propus să prezentăm viziunea noastră în această conferință și, totodată, să vedem și opiniile reprezentanților, practic, partenerilor sociali, guvernul, patronatele, sindicatele. Astăzi, guvernul este reprezentat de către Oleg Tofilat, care este consilierul economic al prim-ministrului Republicii Moldova, Dorian Noroc, care este secretar de stat la Ministerul Finanțelor, și doamna Iuliana Drăgălin, care este secretar de stat la Ministerul Economiei. Patronatele sunt reprezentate de către domnul Kaminski, care este director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, și domnul Sainciuc, care reprezintă Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova. Deci, practic, avem un format care cuprinde partenerii sociali și avem și experți independenți. Sunt colegii mei de la Expert Group, Dumitru Quintea, Sergiu Gaibu, care vă prezenta viziunea Expert Group, și Dumitru Bicol, care este strategist la o bancă americană din Londra, care este destul de activ pe dimensiunea deci monitorizării evoluțiilor economice din țară și va veni și cu o opinie din perspectiva internațională asupra măsurilor anticriză necesare. Câteva detalii de ordin tehnic pe durata intervenției vorbitorilor, ceilalți care nu vorbesc, vă rog să deconectați microfoanele. Și o altă remarcă importantă este, vă rog să formulați gândurile maxim 5 minute
fiecare, pentru că suntem un panel destul de larg și trebuie să, într-un timp restrâns, să asigurăm că toți reușesc să se expună. Și vom începe cu colegii de la Expert Group. Dumitru Cuintea, Sergiu Gaibu, aveți fiecare câte 5 minute să prezentați viziunea Expert Group, imaginea măsurilor anticriză. Vă rog. Da, bună ziua la toată lumea. Eu voi începe cum a prezenta care au fost acele motive care au stat la baza propunerilor. Și ulterior colegul meu, Sergiu Gaibu, le va enumera. Eu am să partajez ecranul meu pentru a avea o prezentare asupra subiectului la care discutăm. Eu sper că cu toții îl vedeți. Deci, pentru a înțelege cum salvăm economia, trebuie să vedem, în primul rând, care vor fi canalele prin care se va transmite efectele generate de criza COVID. Evident, șocul nu va veni doar de pe intern, vom avea și un șoc extern. Deja la nivel internațional, principalele instituții care se ocupă de evaluarea periodică a perspectivelor economice și-au prezentat opiniile lor. Evident, toate calculele arată că economia globală va fi într-o recesiune oarecum semnificativă. FMI a anunțat deja că recesiunea ar putea fi mai mult de 5%, de aceea cu toții ne dăm seama că vom avea un canal de transmisie a crizei și din externă. Acesta ar putea veni pe dimensiunea exporturilor din țări care sunt principalii parteneri economici ai Republicii Moldova, cum ar fi România, Germania, Italia, Turcia sau Rusia. Astfel, șocul extern s-ar putea propaga prin reducerea cererii pentru produsele prelucrate în luni, spre exemplu, cum ar fi cablajele și textilele. Deja, practic, activitatea din zonele economice libere a fost pusă în așteptarea repornirii industriilor auto și textile din state precum Germania sau Italia. Un alt canal de transmisie din exterior ar fi canalul remiterilor, care ar putea să scadă odată cu întoarcerea mai multor emigranți din Uniunea Europeană, din Rusia sau din Israel. În Rusia deja problema este dublă, deoarece această țară se confruntă deja și cu o devalorizare semnificativă a monedei naționale, urmare scăderii accentuate a prețurilor la produselor petroliere. Și aici ar mai fi și un al treilea canal, cel al investițiilor străine directe, care probabil de asemenea se va restrânge. Investitorii străini urmând să-și revizuiască politicile investiționale pe care le au în state precum ar fi Republica Moldova. Pe lângă șocul extern, evident, vom avea un șoc intern care, datorită specificului crizei COVID, ar putea să afecteze economia cel puțin în două runde. Prima rundă ar fi una imediată, în perioada crizei COVID, deci în perioada carantinei și a măsurilor de distanțare socială, și una ar fi pe termen mediu, după ce criza se va finisa. În prima rundă, deja asistăm la scăderi masive ale veniturilor în sectoare precum Horeca, transporturi, organizare de evenimente sau construcții și afaceri de tip retail. În același timp, se reduc și veniturile populației. Fie că unii angajați sunt nevoiți să plece în șomaj tehnic sau chiar sunt disponibilizați. Fie anumite persoane nu mai au acces la același volum de remiteri ca și până la criză. Un aspect important al primei runde este ține de nivelul de intervenție a statului în salvgardarea activității economice. Cât mai mult este minimizat impactul primului val, cu atât mai scurt și mai puțin dureroase vor fi celelalte valuri ale crizei. Și acum voi trece să prezint care vor fi canalele de transmisie pe intern a crizei pe câteva dimensiuni sectoriale.
cum ar fi finanțele publice, sistemul financiar, firme sau gospodăriile casnice. Evident, nimeni nu pune la îndoială că bugetul pentru anul 2020 va trebui rectificat. Deja asistăm la o scădere a veniturilor la buget și o necesitate de creștere a cheltuielilor pe unele dimensiuni, cum ar fi sistemul medical și dimensiunea de susținere a agenților economici. În aceste condiții, odată cu scăderea veniturilor și creșterea cheltuielilor, va fi nevoie de a identifica resurse suplimentare de a finanța deficitul bugetar. De asemenea, este nevoie de o realocare a unor resurse financiare de la sectoare care nu sunt prioritare la moment către sectoarele prioritare. Sistemul financiar. Acesta la moment se prezintă într-o situație destul de bună, cu suficient capital și lichidități pentru a susține economia reală. Totuși, am putea asista la creșterea volumului de credite neperformante, acest fapt fiind inevitabil, odată ce unele afaceri vor avea de suferit. De asemenea, urmarea scăderii cererii pe intern, am putea asista și la ajustarea prețurilor unor active, cum ar fi imobilele și mașinile, care cel mai des sunt puse în gaj la bancă. Chiar dacă autoritățile de reglementare a sistemului financiar, cum ar fi BNM și CNPF, au venit cu recomandări față de instituțiile financiare în vederea refinanțării sau restructurării unor credite, am putea asista la faptul că unei instituții nu ar recurge la asemenea măsuri, neînțelegând faptul că este nevoie de o partajare a pierderilor. Și în ceea ce privește finanțarea deficitului bugetar prin intermediul valorilor mobiliare de stat, băncile ar putea să nu fie convinse de rata de politică monetară, care este la 3,25% la moment, și să ceară o primă de risc mult mai mare pentru a finanța guvernul, în corespundere cu cum va evolua situația finanțelor publice. La nivel de firmă, caracteristicile acestei crize sunt neordinare și lipsite de careva experiențe anterioare. Practic, asistăm la o reducere simultană atât a cererii cât și a ofertei de bunuri și servicii. Unele sectoare înregistrează o reducere semnificativă a activității economice, în timp ce celelalte cu greu fac față crizei. În acest context, evident că investițiile private și planurile investiționale pe care le-au avut firmele sunt practic înghețate, atenția antreprenorilor fiind orientată acum spre achitarea salariilor, menținerea cât de cât a angajaților și asigurarea cheltuielilor curente. Toți vor trebui să-și asume o parte din pierderi în final, de la producători până la proprietari de magazine, cei de birouri, bănci, furnizori, dar evident că unii nu vor înțelege acest fapt și se vor gândi în primul rând cum să-și minimizeze de pierderile lor proprii și apoi să se gândească și la ceilalți parteneri din lanțul de aprovizionare. Pe dimensiunea gospodăriilor casnice, criza va duce la pierderea locurilor de muncă pentru mai multe persoane. De asemenea, urmare reducerii remitenților, venitul disponibil a gospodăriilor casnice va scădea. După cum știm, în ultimii ani populația a interacționat din ce în ce mai activ cu sistemul financiar. Practic, cel puțin 500.000 de persoane au câte un împrumut de la organizațiile de creditare nebancară sau cu un credit bancar. Ceea ce vorbește de faptul că moldovenii nu prea au economii puse deoparte, dar mai degrabă au credite. Reducerea veniturilor ar putea genera o imposibilitate ca aceste persoane să-și achite creditele, ceea ce ar determina o instabilitate financiară personală care s-ar putea transpune și într-o instabilitate financiară colectivă, respectiv și într-o criză financiară. De asemenea, pierderea locurilor de muncă și reducerea veniturilor ar putea genera și o criză socială, pentru că avem categorii de persoane, cum ar fi cele angajate în sectorul informal, care nu au nicio protecție în fața crizei.
De asemenea, mai sunt chiriașii care trebuie la final de lună să-și plătească chiriile și iarăși sunt o categorie destul de vulnerabilă în acest context. Acum, cum salvăm economia națională? Noi, în contextul analizei și în contextul acelor canale de transmitere a crizei, venim cu o serie de acțiuni care considerăm necesare pentru a fi întreprinse de guvern, atât în perioada crizei COVID, cât și după ce aceasta se va finisa. Prima acțiune ține de identificarea tuturor resurselor financiare care ar putea susține economia națională la moment. Evident, avem resursele interne care țin din extinderea finanțării din bănci pe dimensiunea valorilor mobiliare de stat, avem rectificarea bugetară, reprioritizarea cheltuielilor și avem și resurse externe. Deja mai mulți donatori internaționali și-au anunțat posibilitatea de a susține inclusiv Republica Moldova. În acest sens, noi considerăm că în anul 2020 practic pot fi mobilizate cel puțin 10-15 miliarde de lei care să fie direcționate către susținerea economiei naționale. A doua acțiune ține de obținerea de date operative pentru a evalua situația reală din mediul de afaceri. Noi trebuie să știm exact criza pe ce sectoare le-a afectat, cum le-a afectat și care sunt acele motoare ale economiei care trebuie susținute și care pot să se repornească rapid după ridicarea măsurilor de carantină. De asemenea, unele date zilnice pot reflecta foarte bine dinamica economică, cum ar fi consumul de petrol, energie electrică, transferul de bani peste hotare, transferul interbancare. Respectiv să avem o situație clară asupra ceea ce se întâmplă în economie. Și în ultimul rând, noi recomandăm realizarea unui sondaj în rândul mediului de afaceri care să prezinte care sunt, cum i-a afectat criza pe aceștia, care sunt numărul de angajați pe care urmează să îi disponibilizeze și pe care nu poate să îi asigure cu salariu mai departe și tot așa mai departe. A treia acțiune ține de programul efectiv de redresare a economiei naționale la care se va referi colegul meu, Sergiu, mai târziu. Și acesta urmează să cuprindă acțiuni de susținere a agenților economici și a gospodăriilor casnice, deci împărțit pe două dimensiuni. Și de asemenea pe două dimensiuni temporale, după cum spuneam, perioada de criză și perioada post-criză. A treia acțiune ține de comunicarea cu publicul și cu mediul de afaceri. Este nevoie de explicarea clară a măsurilor economice ce urmează a fi întreprinse pentru a oferi certitudine firmelor și populației. Aceștia trebuie să aibă certitudine a măsurilor aplicate și volumul suportului care va fi direcționat către ei, astfel încât să-și poată replanifica resursele necesare până la obținerea suportului din partea statului. Și ultima acțiune care de fapt este prezentată în raport ține de monitorizare și aici recomandăm în cazul în care se va adopta un asemenea program, este nevoie de monitorizarea atentă a cheltuielilor, deoarece aceasta va însemna extinderea datoriei de stat și noi propunem construirea unei comisii de monitorizare care ar urma să acorde atât suport consultativ cât și credibilitatea acțiunilor întreprinse. Și ar mai fi o acțiune care ar trebui întreprinsă, cu toate că aceasta nu este pusă în raport, este vorba de viziune. Noi trebuie să înțelegem unde vrem să ajungă economia națională pe termen lung, pentru că perioada de criză poate fi și un moment benefic în vederea revizuirii structurii economice a țării și stimulării acelor sectoare care merită a fi susținute în perioada post-criză. Și am să-i dau cuvânt colegului meu, Sergiu, pentru a continua cu programul de redresare economică. Bună ziua tuturor! Mă bucur să vă văd sănătoși. Eu am să încerc să fiu succint, am să prezint pe scurt principalele măsuri care ar trebui să fie luate.
și noi le vedem în două faze distincte. Prima fază este pentru perioada de situații excepționale, ce ține de menținerea pe respirație artificială a economiei. Și majoritatea, de fapt, statelor și de asemenea și Republica Moldova trebuie să urmeze același scenariu. Este vorba de un pachet minim de venituri pentru populație, astfel încât să aibă posibilitatea să-și achite facturile și cheltuielile de necesități primare. Este vorba respectiv de măsuri ce țin de compensațiile salariale. Statul a luat anumite măsuri în direcția dată, atât pentru bugetari, cât și pentru parțială compensare a taxelor salariale pentru organizațiile care au fost afectate, dar continuă să achite salariile, și de asemenea un pachet pentru cei care și-au pierdut locul de muncă. Este vorba în primul rând de indemnizație de șomaj, care a fost stabilită cu această lege prin asumarea de răspundere de 2775 de lei. Deci anumite măsuri au fost luate în direcția dată. Este bine ca statul să monitorizeze în continuare situația socială în Republica Moldova și respectiv să, dacă va fi nevoie, să intervină cu anumite susțineri suplimentare. Pe domeniul mediului de afaceri sau agenților economici, elementul cheie este menținerea lichidității, fiindcă acum, în perioada aceasta de situație excepțională, a fost stopată o serie de sectoare și pentru ca ele să fie menținute pe linie de plutire, este necesar ca să fie asigurate în primul rând lichiditățile. Prima măsură, cea mai simplă pentru stat, este amânarea plăților fiscale, ceea ce deja s-a întâmplat pe anumite dimensiuni. Lucrul acesta trebuie să fie omniprezent, să fie asigurat pentru toți agenții economici și procedura trebuie să fie foarte clară, nu doar anunțăm lucrul acesta, dar trebuie să asigurăm o procedură foarte clară, astfel încât agenții economici să nu aibă, să nu se pomenească cu anumite amenzi din aceste considerente. Și, de asemenea, a doilea instrument de valorificare a lichidităților care sunt în cantități mari în sectorul bancar este de a utiliza același mecanism ca și prima casă. Alte mecanisme în Republica Moldova nu au fost testate și rapid nu pot fi puse la punct, dar acest mecanism care este deja funcțional prin intermediul garantării din partea ODIM-ului, ODIM-ul deja cunoaște procedura respectivă și ar putea să fie ușor aplicată și pentru situația respectivă. Prin garantarea aceasta se asigură că băncile care au cerințe de prudențiale și de risc să poată acorda credite pentru agenții economici care au necesitate de aceste lichidități. Este important ca criteriile pentru astfel de creditări să fie stabilite și în corelație cu fluxurile financiare sau fluxurile de mijloace bănești care au fost până la perioada de criză, astfel încât să evităm utilizarea acestor resurse pentru companii fantome care ar putea să apară și să profite de pe acest moment. Mai multe detalii sunt în studiu. Și evident este critic ca resursele acestea financiare să nu fie la un preț prea mare. Este bine că Banca Națională a redus rata de bază, de asemenea reduce rezervele obligatorii deja trecut în faza a doua, a ajuns la 34% pentru a elibera lichidități. Lichidități sunt suficiente, Dumitru a menționat lucrul acesta, pentru a susține și mai mult agenții economici ar putea fi aplicat și un mecanism de compensare a cel puțin parțial a dobânzilor pentru aceste credite de lichiditate, utilizând același mecanism care a fost și la prima casă. Pentru faza a doua, care va fi post situație excepțională, Dumitru, dacă pot schimba slide-ul, vom avea nevoie de un program diferit de această perioadă de excepțională și va fi necesar de aplicat alte măsuri. Nu tot timpul este bine ca să fie susținute aceleași companii care au avut dificultate, fiindcă economia va înregistra modificări structurale. Cererea, de asemenea, se va schimba și vor fi sectoare care nu vor trebui să se restructureze sau va trebui anumite companii să se privatizeze. Susținerea unor astfel de companii care pe termen lung vor avea
schimbări în cerere, adică va fi redusă cererea respectivă, va fi mai curând o risipă de resurse. De aceea este nevoie de asigurat economia cu programe de suport pentru noile afaceri, pentru restructurarea afacerilor și în special pentru sectorul de întreprinderi mici și mijlocii. Noi nu vom avea parte de următoarea perioadă de investitori noi sau proiecte investiționale mari. Cu criza aceasta se va confrunta toată lumea, respectiv noi trebuie să stimulăm micul business. Același lucru de fapt încearcă să facă și Uniunea Europeană și toate țările dezvoltate. Aici noi putem iarăși utiliza instrumentariul existent, este vorba de ODIM, care este instituția ce ajută business-ul. Avem anumite proiecte cum este PARE 1+1, Femeie în Afaceri, Afaceri pentru Tineret. Ar trebui să fie făcute programe noi și nu doar focusate pe persoanele care, migranții care au adus bani, dar chiar și pentru persoanele din Republica, cetățenii din Republica Moldova care au depus aici efort, au acumulat anumite venituri și doresc să facă business. În această perioadă vor ieși la iveală și anumite probleme structurale din cadrul economiei și le va trebui într-adevăr să fie adresate în mod direct, cum ar fi, spre exemplu, protejarea sau asigurarea unei concurențe loiale, eliminarea celor elemente de concurență neloială, cum ar fi, spre exemplu, noi avem masive contrabandă care are loc prin intermediul Transnistriei din teritoriul ucrainean, dar de asemenea există și o diferență în politica fiscală care este aplicată de către regiunea din partea stângă a Nistrului și producția respectivă creează o concurență neloială cu anumite decalaje față de producătorii naționali. De aceea trebuie să găsim soluții bune pentru ca businessul local să poată activa în condiții echitabile și să poată face față inclusiv achitării impozitelor de care va avea nevoie bugetul de stat după ce expiră perioada situației excepționale. Pentru aceasta, de asemenea, va fi nevoie și critic, de fapt, ca regulile pentru mici antreprenori să fie simplificate. Din păcate, la momentul actual, majoritatea regulilor sunt în cadrul general pentru toate companiile, atât pe partea fiscală, cât și pe partea de codul muncii, dar și alte dimensiuni. Cel mai potrivit este ca să fie făcute compartimente separate, cu reguli foarte simple, dedicate exclusiv micilor întreprinderi și organizațiilor sau afacerilor de familie. Este important ca statul să se focuseze pe susținerea antreprenoriatului local, să majoreze achizițiile publice și să fie o focusare sporită spre producătorul național. Pentru gospodăriile casnice este important de asemenea de a proteja pentru în domeniul ce ține de creditare. Ar fi cazul ca să fie aplicat conceptul european sau cel puțin analizată posibilitatea dată de a implementa conceptul european de persoană vulnerabilă din punct de vedere financiar, prin care se limitează dobânzile la credite pentru această categorie de debitori creditari. Acestea sunt măsurile. Eu cred că trebuie să procedem la discutarea opiniilor și să răspundem la întrebările celor care ne privesc. Mersi mult, Sergiu. În continuare, aș dori să ofer cuvânt cu Violeta Filat, consilierul economic al primului ministru, pentru eventuală reacție pe marginea celor prezentate, dar și care este viziunea oficiului primului ministru și a guvernului în general privire la această criză. Oleg, vă rog. Microfon, vă rog să conectați microfonul jos. Așa sunt pe mine. Mersi mult. Eu aș preciza că nu sunt atât economic încât pe transport și infrastructură. În linii mari, tare mari, pozițiile noastre sunt foarte apropiate de cele ale autorilor, doar că noi suntem ceva mai largi, probabil. Viziunea de baza premierului este că noi trebuie să vedem în această criză, în primul rând, o oportunitate
și să încercăm să transformăm, să luăm măsurile necesare pentru a transforma problema noastră într-o oportunitate. Ca să vin cu un scurt comentariu pe marginea la propuneri, deci ele sunt perfect valabile atunci când noi vorbim despre o criză pe termen scurt și despre așa numitul V-shape. V-shape e vorba de curba activității economice până la criză și după criză. Deci V-shape asta ar fi o scădere abruptă și o creștere la fel de abruptă înapoi. Deci dacă criza noastră va ține o lună jumate, două, atunci probabil că anume măsuri de tipul acesta și vor fi din partea guvernului, adică la nivel de lichiditate și anumită susținere a celor mai nevoiași. Însă există diverse scenarii de criză, din păcate, și dacă vom urmări următorul scenariu de U-shape, acolo unde va fi o depresiune economică și o revenire mai lentă, atunci probabil măsurile de lichiditate vor fi mai puțin eficiente. Pentru că tu nu acoperi pierderile de jumătate de an prin credite, că ele, nici cum capitalul ăsta n-ai să-l poți recupera. Atunci, pur și simplu, unele afaceri vor trebui să dispară și să facă loc la afaceri mai robuste, mai sănătoase, din nefericire. Dar mai sunt scenarii mult mai sumbre, de tipul la L-shape, care probabil vor fi pentru anumite ramuri și asta ar fi o scădere bruscă și o stagnare a acestei ramuri și mai pot fi și unele ramuri care vor intra chiar în blocaje foarte serioase. De exemplu, companiile aeriene vor avea probleme destul de mari. Anume de asta, măsurile cele mai importante din partea guvernului vor veni mai aproape de sfârșitul crizei, când vom înțelege care sunt mai eficiente, în dependență de situația creată. La ce gândim noi din punct de vedere a oportunităților, și cred că în cazul ăsta și mediul de experți ne-ar ajuta mult. Deci pe lângă discuția care am avut-o cu mai mulți dintre prezenții aici, nemijlocită înainte de COVID, unde am discutat despre infrastructură și despre planurile, să-l numim agresive, a guvernului de a investi serios în infrastructură, în principiu viziunea nu s-a schimbat mult, doar că acum chiar probabil avem și mai multe motive să mergem pe acel făgaș. Deci trebuie să înțelegem că la moment Moldova are cel puțin patru caracteristici unice, așa le văd eu. Prima este stabilitate macroeconomică, deci noi punem deoparte treaba cu COVID-ul, dar la moment, la început de an, noi aveam o datorie publică redusă și un buget relativ echilibrat și rezervele noastre valutare erau destul de solide. Adică noi avem spațiu de manevră privind atragerea resurselor sub formă de împrumuturi publice. A doilea moment este că infrastructura noastră este subdezvoltată și asta înseamnă că noi putem avea destule proiecte de infrastructură interesante, în primul rând. Într-a doilea rând, impactul cheltuielilor publice în infrastructură va fi foarte înalt, pentru că acolo unde nu este drum, dacă construim un drum, să facem mult mai bine pentru toți care au nevoie de acel drum. Acolo unde nu este o școală nouă și o construiești, atunci iarăși este un impact foarte serios. Dacă comparăm cu statele din Europa. De exemplu, unde infrastructura este la un nivel foarte înalt și e destul de greu să vezi multe proiecte de cheltuieli publice care să aducă un impact marginal serios. Al treilea moment important este legat de resursele umane. Deci dacă observăm, acum revin o grămadă oameni din diaspora și aceasta poate fi atât o problemă cât și o oportunitate, pentru că trebuie să înțelegem că oferta de locuri de muncă în Europa foarte posibil că va fi mai îngustă decât era înainte de COVID. Și noi nu știm cât de repede își va reveni. Respectiv,
avem un influx de conaționali care probabil sunt economic activi și probabil dacă vor apărea proiecte de infrastructură, vor fi foarte interesați de a avea un loc de muncă sănătos aici în țară. A patra particularitate, probabil că vom asista la un curs de deglobalizare și la o regionalizare a lanțurilor valorice. Deci, unele producții vor, mai ales europene, vor prefera să aibă lanțurile valorice mai aproape. Deci dacă avem furnitură pentru automotive, dacă avem alte chestiuni, de exemplu, pentru industrie textilă sau altceva, ar fi mai interesant să le avem mai aproape, ca să avem coridoare logistice mai scurte și deci fiabilitate mai bună a producerii. Deci, probabil, țări ca Moldova, Ucraina, Turcia pot deveni mult mai atractive pentru industrializare. Din altă parte, noi putem profita de această criză economică care scoate în vileag problemele noastre a societății care noi nu ne făceam că nu le vedem, pentru a încerca să promovăm reformele structurale la care nu a ajuns guvernarea, despre care nu s-a vorbit tare mult ultimii ani. De exemplu, despre ce am putea vorbi, deci asta sunt până când discuții foarte teoretice. Deci prima ar fi descentralizarea reală a finanțelor locale și introducerea unor taxe adecvate pe imobil care să ducă la o finanțare normală a infrastructurii urbane. La fel, asta ar duce la posibilitatea municipalităților să investească în infrastructura urbană, care la fel e foarte subdezvoltată la noi. Deci dacă noi vom lua același Chișinău și ne uităm la potențialul de investire în reparația străzilor și în transportul public, eu cred că aici noi avem un potențial foarte mare de creștere a bunăstării. Alte raționamente ar putea fi poate o abordare nouă în privința sistemului de asigurare socială. Poate asta ar servi ca un stimul de a lansa pilonul 2 și de a-l construi de o manieră mai agresivă decât am făcut-o până acum. Până acum au fost vorbe fără a se face ceva. Și probabil mulți dintre cei prezenți înțeleg. Și noi înțelegem că acest sistem actual de pensii, care este acum pay as you go, este una din principalele bariere în construcția unei piețe financiare normale în Republica Moldova. Și la fel este o presiune mare pentru salariile în plic și pentru economia tenebră. O altă logică care tot aș vrea să ne gândim poate împreună, asta ar fi pachetul de ajutor pentru businessul mare, pentru că dacă vom avea o criză de tip U-shape, adică cu o revenire mai îndelungată, foarte posibil că o parte din business-urile care sunt de o importanță strategică pentru țară, și noi vorbim și de alea private și de acelea publice, vor nimeri într-o situație clinică financiară și atunci probabil că va trebui să venim cu măsuri de quantitativism pentru a ajuta inclusiv business-urile cele mai importante. Iarăși noi vorbim până când la nivel teoretic, pentru că dacă, de exemplu, rezultatele carantinii vor veni repede și în 3 săptămâni se încheie tot, atunci probabil că nu va fi nevoie de mișcări tectonice. La fel e vorba de adunarea de resurse pentru investițiile în infrastructură și aceasta ar putea fi atât prin metode de quantitativism, prin emisia de valori mobiliare, care eventual pe urmă ar putea fi refinanțate prin operațiuni repo de Banca Națională, iarăși la nivel teoretic, și la fel
poate fi acum o oportunitate și pentru Eurobonds, dar iarăși depinde de cum se va purta piața. Dar per total, eu cred că nu este nimic fantastic în a aduna un pachet de investiții în infrastructură de circa 20-25 de miliarde de lei, ceea ce ar fi aproximativ 10% din PIB. Ultimul lucru la care m-aș referi, deci sunt încă teme de intervenții mai mărunte, mai puțin tectonice, asupra la care la fel lucrăm, eu o să spun numai categoriile. Deci e vorba de un program serios de micșorare a costurilor de tranzacție pentru business și pentru cetățeni. Mai ales e vorba de agenda de digitalizare. Va urmează să abordăm serios dezechilibrele distributive atunci când pentru sectoare importante de viață și de economie noi alocăm prea puține resurse, de exemplu sportul în masă, care ar contribui la o imunitate mai bună și la o sănătate mai bună. De exemplu, o bună parte din învățământ rămâne fără alocări serioase. Un al treilea compartiment ar fi economia, tenebră și măsurile care noi le vom lua să stimulăm businessul legal, poate fi o perioadă bună acum. Am vorbit de infrastructură și mai avem unele momente de governance failures și de market failures care probabil că va fi de adresat. Mersi mult. E lucrător să auzim că guvernul are o viziune de tot această criză și privește criza și ca o oportunitate în acest sens. A fost, domnul Potoculat a menționat un pachet de susținere, un pachet anticriză de 20-25 de miliarde de lei. Eu aș vrea să întreb pe domnul Dorian Noroc, secretar de stat la Ministerul Finanțelor, care este viziunea Ministerului Finanțelor în legătură cu resursele disponibile și ce face sau ce planifică să facă Ministerul Finanțelor pe această filieră? Mersi. Vă rog să conectați microfonul. Da. Bună ziua! Mă aud bine. Mersi în primul rând pentru studiu. Trebuie să constat și cred că și dumneavoastră că practic cred că 95% din măsurile care sunt prevăzute în document deja sunt legi sau sunt reflectate în dispozițiile Comisiei Situații Excepționale. Sunt anumite măsuri care sunt mai pronunțate, sunt unele care poate mai puțin pronunțate. Și după cum și-am declarat, noi vizăm practic exact aceiași subiecti care sunt expuși în raport. Deci ne referim în primul rând la cetățeni, acel ajutor de șomaj care urmează a fi oferit și celor care au statutul de ajutor de șomaj și celor care nu au statutul de ajutor de șomaj. Alt component ține de activitatea de întreprinzător, care într-un prim pachet luat prin dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale ține de amânarea unor depuneri de declarații și de achitarea impozitelor. Deja s-a vociferat mult despre acestea și nu o să mă opresc, având insuficient timp. Și un alt aspect pe care a fost tot în dispoziția Comisiei ține de instituirea moratorului, ceea ce înseamnă, în primul rând, mai puțin sau o lipsă totală de interacțiune între funcționari publici și agenții economici, o chestie și economică și sub aspect de scop de sănătate luată această măsură. Ce ține de acest suport pe care este menționat în studiu, de 20 de miliarde de lei, noi am fi foarte fericiți să avem posibilitatea să gestionăm cu asemenea sumă. Din păcate, în opinia mea personală, 20 de miliarde de lei să identificăm ca urmare a rectificării bugetare. Și asta se realizează la moment în cadrul Ministerului Finanțelor. În termen foarte scurt va avea loc o rectificare bugetară în care vor fi următoarele
acțiuni, prima, și ele sunt menționate și în raport, raționalizarea cheltuielilor. Îi dăm bine seama că cele cheltuieli care au fost prognozate în anul 2019 pentru anul 2020, cele cheltuieli publice, ele nu mai pot fi la nivelul care au fost prognozate, ele vor fi reduse și urmează să aibă o raționalizare cheltuielilor. Doi, urmează să identificăm care sunt posibile resurse financiare suplimentare, sub formă, în primul rând, de credite acordate de partenerii externi. Toate acestea la un loc, din păcate, nu ajunge la suma de 20 miliarde de lei, este o sumă mult mai mică din calculele preliminare care le avem. Și să nu uităm pe lângă faptul că are loc o majorare a cheltuielilor bugetare orientate către suport social și suport activității întreprinzători și asigurarea funcționării sistemului medical, mai avem și ce reducere de venituri pe care, cel puțin la moment, o estimăm de 7,4-7,5 miliarde de lei. Toți acești bani urmează să acopere aceste reduceri de venituri. O chestie importantă care o cunoaștem cu toții, bugetul de stat are o componentă foarte mare de resurse financiare care noi le numim costuri fixe. Și aici ne referim la cheltuieli sociale, salarii, pensii, cheltuieli curente legate de cheltuieli pentru servicii comunale și mai departe, care reprezintă peste 70% din cheltuielile bugetului de stat. O altă parte de cheltuieli este finanțată și de donatorii externi, care, a cărei sursă de finanțare este condiționată de o anumită cheltuială. Ceea ce înseamnă că spațiile noastre de manevrare cu resursele financiare a bugetului de stat sunt destul de limitate. Asta e ca și constatare prealabilă legată de studiul respectiv. Trebuie să remarc câteva momente importante care sunt menționate în studiu și pe care noi toți trebuie să punem accent, ține de datele statistice. Este important din două perspective. Una, să simțim situația economică. Doi, aceste date statistice ne ajută ca să direcționăm suportul bugetar anume către agenții economici care au nevoie. Într-o situație în care resursele sunt foarte limitate, cheltuielile iraționale sau direcționarea incorrectă a resurselor o să fie o mare irosire de resurse. Un alt aspect important în studiu ține de viziune și program. Absolut de acord cu această mențiune. Totuși, la această etapă, când încă nu cunoaștem bine întinderea acestor pierderi, atât bugetare cât și a economiei reale, toate capacitățile, cel puțin vorbesc de nivel, la nivel de Ministerul Finanțelor, sunt orientate pentru a opri creșterea bulgurului acesta care a luat amploare și afectează economia națională. Și cred că deja într-o perspectivă de o lună, două, este important să ne gândim și la acest program de readresare de comun și cu alte instituții, în special vorbim aici de colegii la Ministerul Economiei și Infrastructurii și Banca Națională. La moment, Ministerul Finanțelor și de comun și cu alte autorități, de asemenea, gândim eventuale noi propuneri pentru medii de afaceri. Spuneam că am avut un pachet, unul de amânare a anumitor obligații fiscale, un pachet 2 care a venit și cu o subvenționare pentru mediul privat și cetățeni, un pachet 3 care este încă în analiză și sunt analizate și propunerile care vin din partea asociațiilor și inclusiv și din partea dumneavoastră prin studiul respectiv. El este analizat și cel mai important, mă repet aici, este important să identificăm acele mecanisme ca să ne asigurăm că banii ajung acolo unde este nevoie. Cam acestea în linii generale. Restul să vă mulțumesc pentru studiu. Urmează în continuare să ne focusăm pe rectificarea bugetară și pe următoarele acțiuni de politici economice.
în vederea atenuării efectelor economice care le atestăm. Da, mulțumim mult. Aș dori să invit și pe doamna Drăgălină, secretar de stat în Ministerul Economiei, cu o viziune, deci cum resuscităm sau cum, de fapt, salvăm mediul de afaceri în acest context de criză. Doamna Drăgălină, vă rog. Bună ziua! Mă audiți bine? Dragi colegi, mersi pentru invitație, mersi pentru prezentarea care ați făcut-o. Este o prezentare bună și îmi pare bine și aș vrea să menționez că gândim la fel. Gândim la fel deoarece aceleași puncte sau aceleași măsuri, aceleași acțiuni pe care le-ați identificat și dumneavoastră în studiu care ne l-ați prezentat, sunt și în planul de măsuri elaborat cu toate autoritățile, deci în principal cu Ministerul Finanțelor și cu colegii de la Banca Națională, după cum a menționat și colegul meu Dorel Noroc. Este important ca să avem acest plan etapizat, deoarece măsurile date vin să acționeze, mai bine zis, pe două filiere. Prima sunt măsurile pe termen măsuri imediate sau măsuri pe termen scurt și altele măsuri pe termen post-criză sau măsurile pe termen lung. Deci, după cum ați menționat și dumneavoastră și antevorbitorii mei, o parte din măsurile care au fost identificate deja sunt implementate, deja s-au regăsit ca acțiuni în deciziile comisiilor excepționale, precum și în hotărârile de guvern. Măsuri fiscale, măsuri pentru diminuarea presiunii asupra business-ului. Nu vreau să spun că acestea sunt măsuri, unicele măsuri la care cu care o să intervenim. Acest proces este de influența COVID-ului sau a pandemiei, este un proces continuu. Și nu putem să luăm măsuri bătute în cuie, concrete, care să le facem în plan de acțiuni cu deadline-uri. Vine, mai bine zis, acest plan este reactualizat pe măsura factorilor care vin din afara sau din mediul economic sau de pe piață, hai să spunem așa. Deci unul din factorii la care lucrăm este să asigurăm cu lichidități agenții economice. La care lucrăm, da, este să asigurăm cu lichidități agenții economice. Asta este și să contribuim să asigurăm la circulația banilor și și consumul care devine prioritar pentru Ministerul Economiei. Asta ca primă fază. Alta, asigurarea cu mediul de afaceri cu niște acțiuni care ar avea caracter continuu. Deci să asigurăm eliminarea impedimentelor care apar în fața business-ului, ca de exemplu importul de materie primă, da, care nu depinde numai de factorii interni, dar totodată și de factorii externi, care ar asigura un proces continuu de producție. Alt factor ar fi asigurarea continuității afacerii. Am primit foarte multe bine semnale că uitați-vă, putem să ne continuăm afacerea încă 2 luni la sigur, cu achitarea salariilor și cheltuieli ce sunt de producere. Deci, iată, deja ne gândim la niște măsuri. Ca exemplu ar fi accesul la finanțare, la niște rate foarte avantajoase, preferențiale pentru mediul de business. Deoarece 98% sunt întreprinderi mici și mijlocii și toate acțiunile noastre sunt
o mare parte îndreptate spre susținerea continuității activității acestor întreprinderi. După cum ați menționat programele prin intermediul ODIM-ului, suntem la etapa identificării acelor programe care ar ajuta iarăși aceste companii să rămână solvabile. Programe de redresare care vin deja la alt pachet, la acțiuni pe termen post-criză, cele care deja au intrat în impas și o să trebuiască să le ajutăm pentru a se ridica și a-și relua activitatea. Un factor foarte benefic și după cum a fost menționat criza, de domnul Tofilat, criza asta ne-a învățat ceva sau încă, dacă urmează mai mult timp o să ne învețe mai multe, ironic vorbind, au crescut comerțul online cu 30%. Dacă anterior vorbeam doar la o creștere măcar cu 10% a comerțului online, în faza cea mai bună. Acum el de la sine a crescut cu 30%. Este o analiză primară, poate este și mai mult, dar mediul de business a înțeles foarte bine că în situațiile de criză, uite, comerțul online este ca o scăpare, ca o pernă de salvare. Hai, să spunem și pe termen scurt și pe termen lung. O să ne gândim și la programe cei ce ține de aducerea pe platformele online a mediului de business, a întreprinderilor mici și mijlocii. Deci, un set comun de acțiuni care se împart în două. Ca concluzie, da? Măsuri imediate și măsuri post-criză. Mulțumim mult pentru aceste idei. Noi avem în panel și reprezentanții patronatelor și sindicatelor, de aceea cred că voi invita pe domnul Kaminski, reprezentant al Confederației Naționale Patronatelor, să ne spună cum se adaptează și firmele la aceste situații de criză și ce așteptări au firmele de la stat. Bună ziua! Într-adevăr, situația este una nu simplă. Cu toți putem să spunem că trecem printr-o perioadă prin care nu am mai avut precedente. Nu avem de unde învăța din experiența altora. Trebuie să trăim noi înșine, analizând ceea ce se întâmplă. Și analizând și încercând să intervenim în perioada anticipat sau reactiv sau proactiv, în dependență de situația și de perceperea acelor efecte care se întâmplă în realitate. Cu certitudine că noi, înainte de a se instala situația de urgență, am avut câteva ședințe importante. Am avut și o ședință la nivelul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective pentru a propune niște măsuri de soluții și plus am avut ședință la nivelul Consiliului Economic cu participarea domnului prim-ministru în care ne-am expus și ne-am propus toate acele acțiuni care le-am văzut. Da, era o intervenție, dacă vreți, o intervenție mai mult reactivă la situația care se începe. Și toate acele propuneri care le-am înaintat noi atunci, bine, la vreo 90% de propuneri care le-am înaintat, în mare măsură s-au realizat, inclusiv și susținerea angajatorilor cu plata de către stat a impozitelor sau, pe urmă, restituirea acestor impozite. Inclusiv și cu controlul de stat, inclusiv și cu raportarea, inclusiv și cu plata impozitelor, cu amânarea acestora și mai multe subiecte care au fost menționate de către colegii anterior. Dar ele erau propuse în măsura în care se înțelegea la acel moment despre ceea ce se întâmplă. Evident, cu avansarea în situația în care suntem, au fost regândite unele măsuri și au arătat efectele măsurile anterioare și angajatorii acum se gândesc la ceea ce vor face anterior. Bine că nu este o practică unitară prin fiecare sector, este unul și același lucru. Nu este. Unii stau mai bine, alții stau mai prost.
bine, să spunem, cei care sunt în domeniul produselor alimentare, pare mi se că o duc nu rău. Cei care sunt din sectorul Horeca, probabil că o duc foarte nu prea bine. Chiar dacă pentru ei a fost aprobată prin asumare de răspundere de reducere a TVA de 15%. Totuși, la ceea ce se gândesc acum întreprinderile este faptul să încerce să supraviețuiască aceste perioade și ca relansarea lor în activitate să fie cât mai simplă posibil. Totuși, aici se ivesc multe probleme. Dacă pe prima perioadă, spunem așa, prima lună de zile, angajatorii își spuneau că da, ei vor menține salariații și vor achita salariile într-o măsură oarecare, bine, care în șomaj tehnic, care în staționare, care în alt mecanism care este propus de către legislația muncii, acum situația se schimbă și angajatorii, nimerind într-o situație sau alta, încearcă să-și găsească o altă oportunitate de a... Evident că nimeni nu-și dorește, fără doar și poate, nimeni nu-și dorește să concedeze salariații. Fără doar și poate, pe motiv că ulterior se găsește, poate nu va fi atât de simplu care este. Chiar dacă domnul Tofilat a menționat că reîntoarcerea în țară a unui flux de concetățeni poate să reprezinte o oportunitate, dar poate și să nu reprezinte o oportunitate, din simplu motiv că aceștia, așa cum au venit, fix așa ar putea să plece. Vine, revenim și noi să ne gândim la această oportunitate, cum absorbim această forță de muncă pe perioada de după criză. Întreprinderile, după cum v-am spus, nu au o situație unitară în cadrul lor. Unii, din necunoștință sau din presiunile care sunt impuse din exteriorul întreprinderilor, își sau sunt obligați să-și testeze activitatea, să spunem, sunt unele întreprinderi care au sistat activitatea lor numai din simplu motiv că situația sau a fost creată așa un fel de situație de panică între că salariații propriu-zis s-au refuzat să iasă la muncă, să-i concedeze tot, nu este ok, dar totuși ei și-au redus activitatea lor, acum încercând să într-un fel să-i motiveze să se întoarcă în cadrul activităților, mai ales acolo unde nu este interzis, sau să-și reducă activitatea sa prin munca, așa cum îi spunem noi, tele, la distanță, bine de acasă, din alte locuri unde este posibil. Încercăm prin intermediul Ministerului de Resort să îmbunătățim și acea legislație care propune acest fel de activitate la distanță. Un alt subiect la care am vrut să vă atrag atenție este creșterea periodică sau anuală, dacă vreți, a cuantului minim a salariului în sectorul real. Deci acest lucru la noi de obicei se întâmplă în luna mai, cu începere din luna mai. Sunt parametrii care se propun de către statistică și noi calculăm și cu asta majorăm salariul, acel cuantum minim în sectorul real. Da, acest lucru s-a dorit să face și în acest an, totuși, perioada de a implementa acest cuantum minim este unul mult prea nepotrivit. Deci noi am insistat și cred că acest lucru este acceptat și de toți partenerii, ca implementarea acestui quantum să se amâne cu o perioadă anumită. Atunci vom vedea, după ce am ieșit din perioada de situație excepțională, ulterior vom reveni la aceste negocieri și poate ar fi posibil să avansăm la acest subiect și a susține în continuare cu acest mecanism salariații și respectiv după relansarea întreprinderilor care vor fi viabile să încerce să muncească și mai mult. Totuși, în viziunea întreprinderilor și în abordarea întreprinderilor și a membrilor confederației se vede o abordare evoluționară. Imediat a fost o reacție, adică o abordare reactivă, adică iată s-a întâmplat așa, ce facem noi mai departe. Acum membrii și întreprinderile se gândesc mai mult proactiv, ce vom face după. Adică ce se va întâmpla după, ce întreprindem acum, ca ulterior să ne fie mai simplu. Deci asta o schimbare a viziunii și
Și tot ceea ce se mai întâmplă și ceea ce își mai doresc membrii noștri, ceea ce le încurcă în multe cazuri, este poate o lipsă de comunicare sau, într-un fel, o comunicare poate mai mult politizată, ceea ce nu își doresc întreprinderile, dar își doresc o comunicare mai directă cu cei care elaborează aceste modificări și propuneri pentru mediul de afaceri, să fie o comunicare cu aceștia directă și nu numai la momentul gândirii acestora, dar și până la momentul adoptării. Deoarece până la momentul adoptării acestea mai pot fi, mai modificate, mai explicate sau mai detaliate, dacă vreți, și asta aduce după sine unele neclarități. Așa, de exemplu, cum s-a făcut și așa cum se înțelege în societate și cei care au într-un șomaj tehnic pot să primească ajutor de șomaj, ceea ce nu este corect. Deci acolo unde se păstrează relațiile de muncă, nici un ajutor de șomaj, cred că nu este ok, nici contravine oricare principii. Deci asta ce vroiam să vă spun. Mulțumim mult. În continuare, eu vreau să ofer cuvânt domnului Sanciuc din partea Federației Naționale Sindicatelor pentru a prezenta sindicatelor cum protejăm drepturile salariaților în contextul crizei economice. Deoarece știm foarte bine că în timp de criză suferă atât firmele cât și salariații și probabil chiar și capacitatea de negociere între salariați și angajați este dezechilibrată în contextul crizei. Care este viziunea sindicatelor în acest sens? Cum protejăm salariații? Mulțumesc mult, domnule Lupușor. Este important că la această videoconferință, deci sunt prezenți reprezentanții guvernului, autorităților publice centrale, a partenerilor sociale, patronate, sindicate, experții. Evident, dacă suntem toți împreună, înseamnă că mergem pe o cale corectă și cu eforturi comune am putea să depășim această situație. Vreau să menționez că Confederația Națională a Sindicatelor consideră binevenit documentul de politici privind viziunea față de programul anticriză în contextul COVID-19 propus de expert grup. Măsurile adoptate recent de guvern, ce țin de subvenționarea agenților economice a căror activitate a fost stopată și extinderea protecției sociale pentru persoanele fără venituri, le considerăm absolut necesare și binevenite. Evident că aceste măsuri sau o parte din ele sunt sau vor fi valabile doar pentru perioada stării excepționale, cum ar fi, de exemplu, dreptul la ajutorul de șomaj. Deci este o măsură foarte importantă care se realizează, fiindcă de acest drept urmează să beneficieze toți cei care sunt abs de muncă, care nu deci au deci sau nu au deci vitimea muncă necesară, cu atât mai mult și cetățenii care se întorc în Republica Moldova din alte țări unde au fost la locul de muncă. Și vedem că aceasta este o măsură foarte bună de susținere în perioada când nu au aceste venituri. Este necesar ca susținerea financiară directă a populației și a firmelor, în particular a întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor individuale, în perioada de timp să fie realizată și după scoaterea stării excepționale. Vreau să menționez că în ultimii 4 ani de zile, chiar dacă a fost o creștere economică constantă, s-a menținut o rată joasă de activitate și de ocupare a forții de muncă la nivel de 42% și o rată foarte joasă a șomajului de 4-5%. Dacă nu vom susține activ firmele, producătorii autohtoni, micul business, pentru a evita falimentul lor și disponibilizarea în masă a lucrătorilor, situația în domeniul ocupării forței de muncă, în domeniul șomajului, se poate schimba foarte drastic, iar numărul de șomeri poate fi dublat sau chiar triplat, luând în considerare că se întorc și cetățenii Republicii Moldova care se află astăzi peste hotare. Evident, aici poate fi și o oportunitate, fiindcă dacă anul trecut numărul locurilor de muncă vacante erau mai mari, mai multe decât numărul șomerilor aflați în evidență și nu aveai pe cine să angajezi în câmpul muncii, poate pe viitor, dacă vom avea aceste locuri de muncă, le vom menține, înseamnă că poate va fi o bună oportunitate ca aceste persoane să fie angajate în câmpul muncii. Totuși, dacă mergem pe o undă corectă și va fi elaborat un program național, un program complex,
ar fi binevenit ca în acest program să se regăsească și un compartiment dedicat resurselor umane, adică forței de muncă, cu măsuri de protecție și de susținere, inclusiv și financiară, a lucrătorilor. Trebuie de găsit și de implementat mecanisme de solidaritate necesare pentru preîntâmpinarea creșterii inegalității sociale-economice. Criza în contextul COVID-19 nu ar trebui să ducă la diminuarea garanțiilor existente pentru salariați, la modificarea legislației muncii în detrimentul lor și la diminuarea rolului și importanței contractelor colective de muncă și a convențiilor colective adoptate și a cele care urmează să fie adoptate în continuare. Trebuie de promovat negocierile colective și parteneriatul social, așa cum a spus și domnul Kaminski, fiindcă tot ce se elaborează, se propune, ar fi bine să fie consultat cu partenerii sociale, cu patronatele, cu sindicatele, pentru care se elaborează și se adoptă aceste politici și măsuri. Și atunci când aceste politici, măsuri, acțiuni concrete vor fi coordonate, consultate cu partenerii sociali, eu cred că ele vor fi implementate mai cu succes și vor fi susținute de către părți. Evident că pe noi ne deranjează că în multe cazuri sunt situații când salariații sunt impuși să ia concediu fără plată, concedii forțate, concediu de odihnă. Noi înțelegem că este o situație de criză. Sperăm foarte mult că aceasta va fi o situație temporară și cu eforturi comune am putea să soluționăm această problemă. Eu cred că în situația când statul se implică activ, când ministerele elaborează acele propuneri concrete pentru a depăși această situație de criză, eu cred că împreună putem să soluționăm problema cu mai mici pierderi pentru societate și pentru salariați. Cu atât mai mult că în acest context trebuie să ne gândim și pentru viitor și de stabilitatea financiară a sistemului de sigurări cele de stat, despre care a vorbit domnul Tofilat, pentru că este un sistem foarte și foarte costisitor, cu un număr foarte mare de beneficiari și în cazul de față, deja în anul trecut am avut deja un număr mai mic de salariați decât numărul de pensionari, adică mai puțin de un salariat întreținea un pensionar. Ne-am dorit ca după această perioadă de criză, numărul acesta sau acest decalaj să nu crească și să nu crească presiunea asupra sistemului de sigurări sociale de stat. Mulțumesc! Da, mulțumim mult pentru această viziune din perspectiva drepturilor salariaților, care cred că sunt la fel de importanți ca și firmele. Toți fac parte din sistem economic care suferă în contextul crizei. Și în continuare voi oferi cuvânt lui Dumitru Vicol, care este strategist la o bancă americană din Londra. Dumitru vine cu o perspectivă globală asupra problemelor locale din Republica Moldova și cred că, Dumitru, ai viziuni destul de interesante pentru planul de măsură în criză. Te rog, pe scurt, să intervii. Da, mulțumesc. Probabil că după 2 săptămâni de dezbatere pe Facebook, noi toți avem un consensus și e dificil să adaugă valoare acum la discuție. Dar poate lucrurile care aș vrea să le menționez e că, în primul rând, nimeni nu este expert în această criză. Noi am laudat mult Singapurul pentru abordarea sa tehnologizată împotriva luptei COVID-ului, dar era instalat lockdown-ul. Austria, cel puțin, începe să înțeleagă că costurile economice sunt mai mari decât costurile omenești, decesele, și plănuiește într-un fel să trimită lucrători la muncă. Aici, în Marea Britanie, lumea plănuiește să testeze masă persoanele și persoanele care au fost deja infectate, respectiv au imunitate, să revină la muncă. Ce vreau să zic, că practic nu există nimeni nu este expert, fiecare țară și are particularitățile sale. Asta ar fi un mesaj probabil pentru toată lumea care comentează mai mult pe Facebook, când noi încercăm mereu să încercăm să ne uităm ce face Japonia sau ce face sau Germania sau alt țări. În cazul ăsta ar fi bine să ne focusăm, probabil să ne uităm psihotare, dar să realizăm care sunt strategiile pe țară. Oleg Toflat a menționat foarte bine revenirele astea în formă de V,
de U și de L. Într-adevăr, Germania, Europa a considerat la început, o lună urmă, că noi vom avea o revenire în formă de V. Din cauza asta, strategia a fost să acopere toate costurile. La moment, cred că strategia sau înțelegerea mai mult că e în formă de L decât U, asta este grav. Dacă în formă de L, înseamnă că veniturile scad. Și acum focusarea va fi mai mult cum să încline cea din U în L și acest lucru nu poți să faci dacă nu, de fapt, focusezi mai mult pe partea de relansare. Și avantajul tării țărilor ca Germania, Marea Britanie, Statele Unite, că au lichitate nelimitată, se pot împrumuta pe piețe financiare nelimitate, practic, la dinși nu există niciun cost. Până și țările, până și vecinii noștri, România și Ucraina, tot au o lichiditate începe mult mai înalt ca noi, se pot împrumuta de pe piețe locale, pot împrumuta piețele externe și pot finanța acea revenire. Faptul că expert grupa a adus în public discuția de revenire, cred că e mult mai importantă gestionarea revenirii decât gestionarea crizei la moment. Pentru că în cazul Republicii Moldova, noi cu resurse limitate și neavând acces la piețele financiare psihotare, fiind unica țară din Europa care nu are acces la piețele financiare psihotare, noi practic trebuie cu banii care avem, cu 100 de lei care avem acum, trebuie să gestionăm și crederea și revenirea. Și în cazul ăsta mie îmi pare că focusarea populației, eu înțeleg durerea pe care toată lumea are care când sunt concediați, chiar și la mine în familie cineva a fost concediat, dar ar trebui mai mult să gândim strategic că dintre cei 100 de lei mai bine să focusăm 80% pe revenire decât însuși să plătim compensații salarii la toți, pentru că indiferent dacă eu primesc salariul meu astăzi, dacă primesc tot salariul meu, eu primesc același salariu care sunt de cred, dar consumul meu a scăzut enorm. Nu are sens să ofer tot salariul, nu are sens să ofer nici jumătate, fiind consumurile cum scade. Și mai este un lucru important, dacă vorbim strategic. Noi avem un studiu de la Banca Federală din San Francisco în care ei analizează ce se întâmplă cu real natural interest rate. Dar, în fine, ideea următoare. După pandemie, toate pandemiile după secolul XIV, arată că, de fapt, există mai mult cerere de economie. Înseamnă că lumea consumă mult mai puțin. Dacă lumea consumă mult mai puțin, este nevoie oare să avem fără spărare? Horeca? Nu este nevoie, fiindcă eu aș pot trăi și fără cafeaua de la Starbucks mâine. Și practic asta se va întâmpla. Chiar dacă eu mâine revin la muncă, eu nu voi merge la Starbucks, fiindcă eu voi fi îngrijorat de un alt virus. Eu nu știu când vine a treilea val. Eu voi fi interesat, probabil, să-mi procur acea mașină de cafea acasă. Și acum, dacă strategic vorbim, Moldova ar putea produce acea mașină de cafea și să o producă și să o livreze într-un fel, să o vândă cetățenii de Republica Moldova sau nu. E nevoie să importăm mașina aceea de cafea sau noi o putem produce. Și în cazul ăsta, de fapt, cred că atât e rolul mai mult a Ministerului Economiei și Infrastructurii, să găsească acea mapping, ce fel de import o putem substitui rapid. Fiindcă însuși termenul de țări emergente, acest termen există doar din cauza că avem globalizare. Dacă nu există globalizare, termenul de țări emergente el dispare. Da? China există, sau care noi o cunoaștem în ideea, sau Corea de Sud, ca o este din cauza globalizare, fiindcă s-a mutat activele de producție în China. În momentul în care noi mergem printr-o trend de globalizare, unde lumea va prefera să producă intern, să aibă o securitate internă a produselor ce prima necesitate. Oare este nevoie noi să ne focusăm așa de mult pe export? Ok, unde o să le exportăm noi? Încă nu e clar. Deci, planul de reindustrializare a guvernului are sens în ziua de astăzi. Reindustrializarea este mai mult probabil focusat pe a produce chestii care noi le putem produce, dar cu valoare adăugată, desigur, dar orientat pe consum. Ar trebui într-un fel să ajungem într-un moment în care noi să putem să ne autosustinem, să producem produsele care noi avem nevoie intern. Sigur că nu toate lucrurile poate producem. Și în cazul ăsta, lucrul meu care eu aș poate critică spre Oleg sau poate de al guvern, ar fi doar unică, să fie mai agresiv. În sens, mai agresiv, în sens, pierderile vor fi mari, dar nu mai are sens. Minus 80 sau minus 90 deja e acolo. Adică ori minus 3% recesiune sau minus 4% recesiune, practic diferența marginală e mică. Din cauza asta aș putea spune mai mult bani să păstreze pentru relansare. Și doi,
ce ne-am atat crilea după 2010 că liquiditatea excesivă nu este inflaționistă. Dacă au făcut țările, băncile centrale, nu știu, toate băncile centrale care au emis, care au procurat o mulțime de valori imobiliare de stat și au emis multe lichiditate, de fapt nu au produs nicio inflație, pentru că lumea consumă mai puțin, există tehnologia care de fapt reduc prețurile. În cazul ăsta, mă bucur foarte mult că s-a pomenit de cuvântul de QE și colegii de expert grup tot au pomenit QE și mă bucur faptul că se relansează și ideea de Eurobond. Probabil că QE plus plus Eurobond și plus împrumuturile de la FMI și plus ceea ce aveam intern, probabil ajung la cei 20 de miliarde care aveam nevoie. Mersi mult! Da, ideea substituirii importurilor este interesantă. Trebuie să vedem în ce măsură avem capacitățile interne pentru a face asta, dar de principiu îmi place că cam toți vorbitorii din panel s-au referit și la oportunități și aici cred că trebuie cu adevărat să punem accent pe oportunități, ce va fi după. Am menționat și Oleg Filat foarte mult la capitolul infrastructură, resurse umane, descentralizarea finanțelor publice sau reforma sistemului de asistență socială și domnul Kaminski la fel a menționat că firmele la fel se gândesc la ce va fi după perioada de criză. De aceea cred că este bine să continuăm această discuție și inclusiv comunitatea de experți, de cei care observă, care analizează tendințele economice, să vină cu contribuție și pe această dimensiune. Ce va fi după? Noi nu avem încă mult timp până la finalizarea acestei conferințe. Eu aș vrea, probabil, să adresez. Avem o întrebare care a venit pe platforma Privesc Eu și pot să o adresez vorbitorilor. Probabil se referă mai curând la Ministerul Finanțelor, dacă domnul Noroc este conectat. Deci eu voi da citire. Întrebare de la Sedoslav. Deci întrebarea sună felul următor. La capitolul asistență macrofinanciară, deci întrebarea ține de asistență macrofinanciară, COVID-ul nu anulează acordul de asociere cu Uniunea Europeană, nici parteneriatul estic. Anterior, mulți agenți implicați în executarea proiectelor de infrastructură se plângeau cu procedura dificilă pentru atragerea asistenței externe. Având în vedere rigorile de necesitate a planificării bugetelor. Proiectele uneori demarau, dar banii încă erau așteptați. Se prevede unele simplificări ad hoc acestor proceduri birocratice. Așa sună întrebarea de la Svetoslav, dacă este clară pentru Ministerul Finanțelor, pentru domnul Noroc. Conectați-vă microfonul. Întrebarea este clară, dar poate una prea generală și una care mă depășește ca competență. Desigur că în perioada aceasta, în orice perioadă, mai ales de cea de criză, toți împreună și în special noi, Ministerul Finanțelor, responsabil gestionarea asistenței externe, trebuie să încercăm la maxim să o asimilăm și la maxim să o valorificăm. Nu știu despre ce anume concret se referă în cazul dat întrebarea. Intuiesc, poate e vorba de anumite proiecte sectoriale în care trebuie să intrăm în mai multe detalii și colegii mei din cadrul MINFIN care aveau o explicație la acest sens. Sau cel puțin ce se face, ce acțiuni se întreprind în acest sens. Probabil ține de capacității de absorpție a guvernului, a proiectelor de asistență externă pentru proiecte infrastructurale, pentru că știm foarte bine că capacitatea țării de a absorbi disponibilitățile
donatorilor, mai ales pe dimensiunea proiectele de proiecte infrastructurale, este destul de scăzută. Avem proiectele băncii mondiale, proiectele Birdului, care nu sunt asimilate în proporție foarte mare. Și întrebarea probabil ține dacă guvernul sau Ministerul Finanțelor sau se planifică ceva pentru a activiza capacitatea guvernului de a absorbi aceste resurse disponibile. Dar bine, cred că este o întrebare pentru... Da, absolut de acord cu capacitatea redusă a Moldovei de a asimila proiectele internaționale. Și este o chestie care ne îngrijorează pe noi, nu doar în perioada aceasta de criză, dar și în anii precedenți. Eu nu știu dacă aici este mai mult o chestie legată de birocrație care are loc. Probabil, cel puțin în percepția mea, e mai mult legată de fapt cum reușim să implementăm sau să cheltuim acești bani. Dar asta e o chestie de percepție personală. Da, mersi mult. Bine, colegi, suntem la finalul acestei videoconferințe. În esență, am constatat că atât la nivelul guvernului, cât și la nivelul partenerilor sociali, de fapt, există o anumită viziune cu privire la cum gestionăm criza. Este foarte important în continuare să menținem acest dialog, să avem o discuție deschisă și să ajungem la consens pe marginea unui program cuprinzător de relansare a economiei și a sectorului social. Eu aș vrea să, doar pe final, să adaug la lista de oportunități care sunt, care au fost menționate, nu cred că e cazul să le sintetizez pe toate, dar este foarte, foarte binevenită această gândire de a pune accent pe oportunități și o altă oportunitate ține de dezvoltarea guvernanței electronice, tot ce ține de e-gov, este la fel de important ca și comerțul electronic, ca și în general mediul de afaceri electronic, anume digitizarea serviciilor sociale pentru populație. Pentru că, mai ales acum, în contextul acestei pandemii, am văzut cum stau și oamenii în rând pentru diverse, de fapt, servicii sociale. Și acum, ca niciodată, apare această importanță și oportunitate de a promova acest guvernanță electronică în mod mult mai plenar decât a fost făcut până acum. Accent pe reziliență și pe tot ce ține de capacitatea guvernului, firmelor, autorităților publice locale de a face față crizelor, la fel, este extrem de important. Și aceasta nu ține doar de criza curentă, dar și de eventuale crize ulterioare, crize de ordin climateric, crize de ordin economic, care cu siguranță vor urma. Situația curentă a demonstrat importanța de a avea proceduri clare, cum acționăm în cazul diferitor scenarii. Deci tot ce ține de reziliență, la fel este foarte important să fie pus în discuție și să fortificăm capacitățile Republicii Moldova de a face față crizelor. Acestea fiind spuse, pe final, dacă sunt unele comentarii scurte din partea paneliștilor, vă rog să interveniți. Dacă sunt anumite precizări care le doriți să le faceți la această etapă. Dacă nu, eu vă mulțumesc mult pentru această discuție. Sper, este prima discuție virtuală și cu siguranță vor urma.
Vă dorim sănătate în primul rând și sper să ieșim cu bine din această criză și să implementăm acele viziuni de ieșire, de post-criză pentru a restructura economia țării. Vă mulțumesc mult, sănătate în continuare. Mulțumim, o zi bună. Vă mulțumim, la revedere. Sănătate. La revedere. Cele bune. Sănătate tuturor.